Salut, eu sunt Irina și te invit în sufrageria de mișcare. De ceva vreme, un pic înainte de pandemie, mi-am transformat sufrageria într-un spațiu de mișcare, de creație, ca fiind un loc accesibil, un loc care e întotdeauna aici și gata să mă primească. Și sunt curioasă pentru tine, cum e sufrageria ta? Dacă e un loc în care îți petrești timpul doar ca să stai, e un loc în care te miști, e un loc de întâlnire? Pentru că ceea ce vreau să-ți propun prin sufrageria de mișcare este să-ți transform spațiul de acasă într-un loc în care să te reîntâlnești cu propriul corp. Și de multe ori știu ce înseamnă rutina unei zile pline în care ai parte, trebuie să faci o groază de lucruri, ai multe lucruri de rezolvat, poate parte din ele sunt dedicate familiei, parte jobului, parte foarte mică, poate și pentru tine. Și atunci eu mi-am dedicat acest spațiu și acest timp și aș vrea să-l împărtășesc cu tine. Te invit să descoperim împreună un ABC al corpului, adică despre anatomie și nu anatomia pe care ai învățat-o în școală, care te-a plictisit, din care n-ai înțeles foarte mult, ci anatomia aplicată, chiar să-ți cunoști părțile corpului, să vezi cum interacționezi cu ele, care sunt punctele de sprijin, cum poți să-ți îmbunătățești postura sau de unde porezi micile probleme care dau diferite dureri. Te invit la Body Breakfast, adică în loc de acele 5 minute cu care ți încep dimineața, în care bei o cafea pe grabă, poate neștiind foarte bine pe ce lume te-ai trezit, cum o să fie ziua de azi, 5 minute pe care să le petreci în corpul tău, mișcându-te, încălzindu-te și chiar trezindu-te și fiind aproape de tine și să-ți dai acest timp la început de zi, adică body breakfast, mic dejun corporal, și body community, unde invit alți profesioniști din zona de dans, de mișcare, din zona artistică, să vorbească despre ceea ce îi preocupă, ceea ce știu despre corp, diferite părți ale corpului, și cum pot fi ele folosite în viața de zi cu zi, cum poți avea o viață mai bună, practic, prin acest ABC, prin aceste trei componente. În descrierea episoadelor aveți detaliile noastre de contact, avem toate linkurile aici, mai jos, undeva. Le puteți, intrați pe ele, urmăriți-ne și să ținem legătura și să ne mișcăm împreună.